Este zi de sărbătoare pentru aproximativ 1,5 milioane de români. Mă refer la credincioșii romano-catolici și reformați care sărbătoresc astăzi Paștele. Spre deosebire de anul trecut, oamenii au putut merge la biserică, însă în număr limitat și cu masca pe față. Iar restricțiile de circulație au fost ridicate până la ora 2. La Catedrala Sfântul Iosef din capitală, Sfânta Liturghie a început la ora 23. Paștele e sărbătoarea familiei, știm toți. Și asta e un lucru foarte important pentru toți, să ne vedem, să ne strângem mâine, să ne strângem în brațe. Iată că nu putem. Pe mine nu mă deranjează în mod normal, adică de obicei, sărbătorile religioase trebuie să aibă o semnificație mai restrânsă de familie, de unitate și așa mai departe. Nu neapărat mâncat foarte mult și petrecut în neștire. Păi e foarte bine că se face și așa cum se poate și sper ca lumea să fie responsabilă, să păstreze distanța și să se bucure de slujba de înviere. Și Claus Iohannis a participat aseară la slujba de înviere de la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare a Sibiului, așa cum face încă de când era primar al orașului. Tuturor creștinilor care acum serbează învierea Domnului, le doresc sărbători binecuvântate, Hristos a înviat, chelemeșiș vetiune pechet, proiostăn, la mulți ani!